Aici sunt două, aspecte. E gradul de predictibilitate al cadrului de operare, care înseamnă setul de legi și reguli după care funcționează economia. Se schimbă. Bineînțeles că se schimbă, totul se schimbă și nu se schimbă numai în România. De câte ori s-au schimbat? De câte ori ai numărat din 90, nu din 90, din 96, 97, 98 până acum, toate... Care e constanta? S-a schimbat foarte des. Totul s-a schimbat foarte des. Și totuși foarte puțin, pentru că pare că nu ne-am găsit încă matcă. Încă o dată, vorbim de o perioadă istorică absolut irelevantă, care nu încape nici măcar într-un capitol a unei cărți de istorie. Hai dar să e noi viața stăm... ta, noastră. Da, e viața noastră a tuturor, numai că noi suntem parte dintr-un ciclu de devenire și prefacere. Vom ajunge într-un moment în care vom fi și stabili și predictibili și așa mai departe. O să spun că există alte țări, alte economii și mai puțin predictibile decât ale noastre. Dar dacă vorbesc de imprevizunea și de impredictibilitatea și volatilitatea piețelor din România, cursul de schimb, robor aici, robor acolo și așa mai departe. Pot să spun cu toată responsabilitatea că noi am navigat, de fapt, în ape foarte calme. Judecata nu poate avea loc în mod absolut. Judecata trebuie făcută în comparație cu ce se întâmpla în alte părți, cu economii comparabile, populații și culturi comparabile în aceeași perioadă de timp. Și dacă cineva și-ar lua 15 minute să facă singur această analiză, o să vadă că, de fapt, noi am navigat în ape liniștite. Dar jos, de ce restul văd, sunt foarte înspăimântați de fiecare? Pentru că cei ca mine... De ce anume depinde? O să spun, pentru că cei ca mine nu au vorbit suficient de mult despre asta, de câte ori au avut ocazia. Și am să-ți dau un exemplu. Ce e mai rău pentru mine și pentru tine, ca și consumatori, ca prețul unui ou să crească de la un leu la un leu și 10 bani, sau ca euro-leu să crească cursul, sau leul să se deprecieze de la 4,6 la 4,65? Răspunsul e simplu, să n-ai bani în buzunar să cumperi. În rest, nici nu mă interesează că e 7... Exact, despre asta este vorba. Numai că noi trebuie să ne gândim la un lucru foarte important. Piețele sunt importante, dar nu decisive. În abilitatea noastră de a crea valoare, în abilitatea noastră de a cumpăra oul, chiar dacă costă și un leu și 10 bani și nu 0,90 sau un leu și așa mai departe. E vorba de cât de multă valoare creăm noi și cât de mult primim din valoarea pe care o creăm. Despre asta e de fapt vorba. Restul piețelor, câteodată, îndrăznesc să spun doar zgomot.